Pentru o zi am fost cu toții voluntari la Salvați Copiii și cei care le-am dus elevilor din școlile din Dolhești Mare, Dolhești Mici și Valea Bourei, toate din comuna Dolhești, rechizitele donate de foarte mulți oameni de bine din Suceava. Numai puțin de 218 copii vor merge în noul an la școală cu tot ce le trebuie. Da, iau bicicletul. Da? Îl poți duce? Da. Ia, pune-l în spate, hai să te ajut. O să reglezi tu bretelele, da? Tu ești Teodora. Pune-i la spate, gata, am găsit. Este greu? Wow! Aceleași reacții de bucurie și uimire la vederea rechizitelor le-am avut și la Dolhești Mici. Succes la școală! Mulțumesc! Să crești mare! Mulțumesc! Cu plăcere! Să înveți bine! La Valea Bourei învață o mână de copii de clasele 1-4. Emoția lor că vor avea rechizite pentru școală nu poate fi exprimată cu ușurință în cuvinte. În ce clasă ești, Denis? Clasa 1. Clasa 1. Clasa 1. Clasa 1. În ce clasă ești? Ești cea mai mică? Pregătitoare. Pregătitoare. Tare, tare, da? Trebuie să fii mândră că ești la școală. Da? Hai să-l punem în spate. Alături de noi, sprijin de încredere și voluntar pentru o zi a fost și primarul din localitate, Cristi Bărculescu, cel care a preluat frâiele localității în vara acestui an. În numele tuturor copiilor care au beneficiat de ghiozdănele, cât și a părinților, chiar a întregii comunități, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, Televiziunii Intermedia, celor de la Fileala Județeană a Organizației Salvați Copiii, pentru gestul făcut și generozitatea de care ați dat dovadă aducând aceste ghiozdănele. Nu în ultimul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care prin bunăvoința dânșilor a fost posibil aducerea acestui număr mare de ghiozdănele pentru copiii din comuna noastră. Comuna Dolhești are 3 școli bine îngrijite, dar unde încă e loc de investiții. Și se pare că nici binele nu vine niciodată singur. Tocmai am primit notificarea de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Școlile din comuna Dolhești vor intra într-un amplu proces de reabilitare și modernizare, valoarea investiției ridicându-se la 2.700.000 pe total comună. Școala de aici, de la Valea Bourei, ne aflăm acum, va primi 800.000, Dolhești Mici 1.000.000 de lei și Dolhești Mari 900.000. Cu siguranță că în perioada următoare, zic eu așa, cu optimist, până la începerea anului școlar viitor, să vă așteptăm în niște școli moderne și reabilitate. Și să-i vedem pe copii că continuă să meargă la școală, că au rezultate mulțumitoare la învățătură. Cu siguranță faptul că au primit rechizite, ghiozdănele noi, caiete și celelalte de trebuință pentru orele de curs, îi va face să depună mai mult efort în vederea de obținerii de rezultate mai bune la învățătură. În plus, se vede că în Dolhești sunt și dascăli dedicați, care țin ca fiecare copil să vină la școală, iar pentru asta se fac și eforturi.
Anul trecut, fetița de la clasa a 6-a care a abandonat școala, ea provenind dintr-un mediu familiar foarte precar, crescută de bunici. N-am putut anul trecut să o aduc la școală, dar acum am convins-o cu desăvârcirea, a văzut-o în mijlocul nostru, am încercat să-i asigurăm noi necesarul de rechizite ca să o putem primi, încălțăminte, îmbrăcăminte, chiar și ghiozdănelul cu cele necesare. Mai avem un caz însă la clasa a doua, care am înțeles că deja este în atenția protecției copilului. Muncim și acolo să-l atragem, nu știu în ce măsură o să reușim, pentru că mama nici nu vrea să-l dea din mediul familial, dar este singurul caz care îl mai avem și sperăm să rezolvăm și cu lucrul acesta. Ce să vă spunem, alături de copiii noștri ne bucurăm noi, ne spus de mult că ați fost alături de noi, că ați făcut aceste eforturi cu desăvârșiri foarte mari pentru școala dolheșteană. Promitem că o să auziți rezultatele noastre bune la învățătură, pentru că acum avem posibilitate să folosim și ceea ce ne-ați adus dumneavoastră. Și nu în ultimul rând celor care ne-au fost alături prin intermediul dumneavoastră, tuturor sponsorilor, televiziuni intermedia și în ultimul rând dumneavoastră pe care vă mai așteptăm în mijlocul nostru. E al patrulea an, cred, când facem campania asta împreună, Camelia, și le mulțumesc și eu sponsorilor, celor care au donat ghiozdane complet echipate, dar anul acesta a fost mai greu ca niciodată, pentru că am avut doar aici 218 cazuri. Și cred că e bine să le reamintim oamenilor de ce facem asta an de an. Dintr-un motiv foarte simplu și în același timp foarte dureros, pentru că din ce în ce mai mulți copii sunt cu risc de abandon școlar și, după cum vezi, aproape în fiecare an majoritatea copiilor, de fapt în fiecare an majoritatea copiilor sunt din mediul rural, pentru că, din păcate, economia națională nu suportă sistemul educațional, părinții nu au venituri sigure și atunci au de ales între a nu trimite la școală sau a nu avea ce le pune pe masă și cu ce să îmbrace. Și atunci aleg să nu-i trimită la școală. Și chiar dacă sistemul de învățământ în România e gratuit, nu același lucru se întâmplă și cu rechizitele și cu alte lucruri de care au nevoie copiii ca să meargă la școală. Cătălina, Salvați Copiii a făcut acum câțiva ani un studiu și sistemul de învățământ în România teoretic e gratuit, pentru că practic costă foarte mult. Iar într-adevăr, rechizitele sunt practic începutul anului școlar și la inițiativa voastră, și vă mulțumesc pentru că ați avut această inițiativă, iată, de 4 ani de zile, cred că avem peste 500... Mult, mai peste mult, 500. Mai mult, peste 600 de copii care au fost sprijiniți în anii ăștia să înceapă școala cu bine. Ai văzut bucuria lor, este fantastică, o vor vedea și telespectatorii, o vor vedea și sponsorii, pentru că, așa cum am spus de fiecare dată, cea mai mare împlinire și cea mai mare bucurie este să îi faci unui copil o bucurie de genul ăsta. Uită-te în spate cât de fericiți sunt când descopere fiecare lucrușor pe care l-au în ghiozdan. Și de multe ori nici măcar nu știu la ce folosesc unele rechizite. Exact, exact. I-am auzit de foarte multe ori întrebând asta oare la ce folosește. Ce pot să fac? Pe lângă faptul că vă mulțumesc vouă că sunteți alături de noi și iată împreună facem copii fericiți, mulțumesc și eu tuturor celor care au ales să doneze ghiozdane, mulțumesc librăriile Alexandria cu care am venit în completare, pentru că iată, anul ăsta noi am îndrăznit să vă propunem 218 copii. Au venit librăriile Alexandria prin campania pe care o avem cu ei și au venit personalul de la BRCT Suceava, care din banii proprii au cumpărat rechizite cu care noi am completat ghiozdanele. Și ce pot să zic? O zi frumoasă! O zi frumoasă și mă bucur că iată astăzi a venit cu noi cineva care n-a făcut în viața lui voluntariat și care a spus este cea mai fericită zi din viața mea și a venit așa oarecum în completarea copiilor care au zis e cea mai frumoasă zi de școală. Cred că spune totul asta. Mulțumim și vouă că faceți toate celelalte lucruri
și ne ajutați și pe noi să avem mereu siguranța că rechizitele ajung exact acolo unde trebuie și în altă parte. Mulțumim și mulțumim vouă tuturor! Campania Clopoțelul sună pentru toți copiii s-a încheiat, însă partenerii noștri de la Librăriile Alexandria continuă până la sfârșitul lunii campania Cumperi Tu, primesc și ei. Așa că orice achiziție, de orice natură, din oricare librărie, va ajuta astfel de copii să meargă la școală. Te încearcă așa un soi de emoții contradictorii. Pe de o parte, emoția puternică și bucuria când vezi reacțiile lor și știi că ai nevoie, că au nevoie. Sunt copleșit, da? Pe de altă parte, tristețea amarnică când știi că faci doar o picătură într-un ocean, când atâtea cazuri rămân în urmă, dar poate, iată, prin cei 4 ani ai voștri, cu implicarea noastră din ultimii 2, poate dăm un semnal și către cei care cu adevărat pot să-ți direcționeze o mică parte, astfel încât peste câțiva ani să nu mai vorbim de cazuri sociale. Din păcate, așa stau lucrurile acum, dar mergem cu speranța înainte că se vor îndrepta. Suntem puțin peste mijlocul campaniei Cumperi Tu, primești și ei. Cu siguranță se vor face multe achiziții ca pentru școală, pentru că suntem la începutul anului școlar. Așadar, dacă vrem și trebuie să eradicăm acest fenomen, putem contribui fiecare dintre noi. Chiar și cu o radieră, cu un creion, contribui către Salvați Copiii, iar de asta se va ocupa Alexandra Librării.